V-ați gândit pe cine susțineți la congres? Vreau să văd mai întâi toate candidaturile. Eu aștept și o a treia candidatură la președinția Partidului Național Liberal și vreau să văd programele. Vă repet, voi susține acel candidat care îmi va oferi garanția că îi adună pe toți liberalii la un loc, nu îi împrăștie funcție de supărări, de orgolii sau de alte chestiuni care țin de țuțărism sau de cooperativă. Președintele Klaus Iohannis se implică în acest congres? Nu cred. Eu aud foarte mult clișeul ăsta cu președintele Klaus Opțiunea Iohannis, care președintelui, exact. Să știți că subiectul ăsta a fost foarte prezent și în congresul de din 2017. Atunci se spunea că președintele îl susține pe Cristi Bușoi. N-a fost niciodată așa ceva. Și la cum îl cunosc eu pe președinte, nu se implică și nu s-a implicat niciodată în deciziile privind structurile de conducere ale Partidului Național Liberal. Președintele a stat de vorbă cu Partidul Național Liberal după ce a avut toate lucrurile așezate din punct de vedere statutar. Președintele Iohannis nu e ca președintele Băsescu. Băsescu era obișnuit, îi chema, le spunea, pe ăsta e candidatul, pe ăsta îl susține. Președintele Iohannis n-a făcut niciodată treaba asta și eu spun că așa e democratic și normal într-o țară democratică. Deci va sta departe și de această dată la congres? La cum îl cunosc, eu nu cred că se va implica în ceea ce înseamnă alegeri interne în Partidul Național Liberal. Cu siguranță va rămâne partener cu noua conducere a Partidului Național Liberal, oricare ar fi ea.